Salutare tuturor! Astăzi voi face o provocare primită de la lumea lui Robby. A spus așa, să arăt porumbelul meu preferat, să arăt porumbelul care îmi place mai puțin, să arăt cel mai năros porumbel, să arăt cel mai bun mascul din volieră, să arăt cel care are nările mai mici și cei mai mici, cel mai tânăr porumbel din volieră. Deci, da, revin când l-am prins pe primul. Deci avem aici porumbelul preferat. Ia uitați-l. O femelă, mi se pare, roșie. Este de anul ăsta. Ia uitați. Acolo, în spate, masculin. Ia uitați aici. Are și inel, i-am pus eu. Asta de la mine. Nu e voiajoare, dar mie îmi place. Ia uitați. Și da, haideți să vă arăt porumbelul care îmi place mai puțin. Da, deci am revenit. Avem aici acel porumbel care îmi place mai puțin, această femelă. Da, am uitat să vă zic ultima provocare, să zic așa. Cea mai guțănoasă. Cel mai guțănos porumbel, deci o avem aici pe asta. Este guțan. Ia uitați-o, cea mai guțănoasă este. Îmi place mai puțin. Nu știu de ce nu-mi place așa de mult. Ia uitați aici. Acum, da, avem o surpriză la ea. Și da, haideți să vă arăt cel mai năros porumbel. Da, deci avem aici cel mai noros porumbel. Bine, n-are, eu nu știu ce, nu cine știe ce nări, dar are nările cele mai mari din volieră. Este băiețatul, masculul femelei pe care am prezentat-o mai înainte. Ia uitați-l, bălțat pe solzat. Este și ceacâr, după cum știți, un ochi negru și celălalt ochi așa. Portocaliu, nu știu cum să vă arăt. Da, haideți să vă arăt cel mai bun, adică cel mai bun mascul din volieră, tot așa el este. Bine, adică, cum să vă spun, cel mai blând, să zic așa. Că nu știu dacă e cel mai bun, este cel mai blând. Ia uitați-l. Dacă vă întrebați care hurul e, nu este el. Sau curie, se aude așa. Ia uitați-l. Deci, acum o să vă arăt care are nările mai mici. Se opresc. Deci avem aici porumbelul cu cele mai mici nări. Da? Satinetul este mascul. Are cele mai mici nări. Care și ciocul mic. Este de 2020. Dacă inelat e, dacă vreți să vă zic și seria. Stați așa să găsesc. Așa, 3738. Da? Ia uitați. Are aici albastru de metil pentru că l-am dat, că a avut variola, dar i-a trecut. Deci ia uitați-l. Da? Și haideți să vă arăt și cei mai mici porumbei. Nu o să mai opresc filmarea, o să dau drumul așa. Deci acum o să-i duc. Da? Și aceasta este și surpriza. Stați așa că vă arăt o secundă. O secundă și vă arăt. Numai să reușesc. Stați așa. Să fac aici ceva. Deci, surprize, surprize. Ia uitați. Ia uitați ce avem aici. Doi puișori. Ia uitați, cei mai mici porumbei din volieră. Doi solzați, mi se pare că o să fie. Mamă solzat, tată bălțatul. Ia uitați. Deci cei mai mici porumbei din volieră. Îi avem aici. Ia uitați, foarte frumos. Au 4-5 zile cam așa. Încep deja să le crească puțin penele. Și da.
stați să-i pun la loc. Adică nu, îl las aici până atunci. Și acum, la rândul meu, vreau să-l provoc înapoi pe lumea lui Robin. Să facă această provocare și el. Și da, cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Bălaj, salut!